Bună seara! Numele meu este Sorin Lucaș, sunt PR-ul și coordonatorul de evenimente al editurii Herald. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Iată, în această seară, încă un eveniment cultural aici, la librăria Humanitas Cismigiu. Gazda noastră, care ne primește de fiecare dată cu foarte multă căldură. Editura Herald și librăria Humanitas Cismigiu au plăcerea în această seară de a vă invita la un eveniment cu totul special. Este vorba despre legende, mituri și ritualuri masonice. Un eveniment cultural care se înscrie în seria întâlnirilor cu cititorii în cadrul campaniei Te așteptăm în librărie, un proiect național cu un proiect cultural cu acoperire națională, organizat acest proiect și în acest an la inițiativa editurii Herald. De-a lungul celor 10 ediții, pentru că acest proiect, campania Te așteptăm în librărie, a împlinit în această vară 10 ediții de existență. De-a lungul celor 10 ediții derulate până în prezent, campania națională Te așteptăm în librărie a pornit de la ideea repoziționării acestui centru cultural, care este librăria, ca un element activ în viața noastră, a cititorilor, în viața omului contemporan, încercând să evidențieze în primul rând rolul librarului ca formator de opinie și mediator cultural între editură și cititor. Iată, deci, rolul librarului s-a schimbat cumva față de, nu știu, în urmă cu 10, 15, 20 de ani. În momentul în care intrăm într-o librărie, primul nostru contact, prima noastră conexiune, o avem cu librarul care ne ajută, aceasta este menirea lui, de a ne ajuta să ne găsim din domeniul nostru preferat cărțile dorite. Așa cum vă spuneam, în perioada 1 august, ca în fiecare an, 1 august, 1 noiembrie, din de 3 luni, editura Herald, împreună cu librăriile partenere din București și din țară, ne oferă nouă cititorilor șansa de a redescoperi importanța lecturii, lectura ca stil de viață, și modul în care cărțile ne pot influența pe noi, ne pot influența evoluția prin intermediul ideilor, conceptelor, termenilor, transmise de către cele mai importante personalități care și-au pus cumva amprenta asupra istoriei umanității, asupra tradițiilor și culturii universale. Cărți deschise pentru minți deschise, sloganul, mesajul acestui proiect, al acestei campanii, este invitația noastră a editurii Herald pentru a considera lectura ca un instrument de învățare, o sursă inepuizabilă de idei, inspirație și înțelepciune. Pentru că noi suntem tot timpul în căutarea celor mai relevante răspunsuri la întrebările fundamentale ale umanității, întrebări pe care înaintașii noștri și le-au pus încă din antichitate, am adus și în acest an, pe rafturile librăriilor, o colecție de 30 de titluri, 30 de lucrări inovatoare, care pot deschide mintea cititorilor noi perspective ale gândirii. În această seară vom discuta pe marginea două cărți publicate în colecția Arta Regală, la editura Herald. Este vorba despre Masoneria și înțelesul ei tainic, de Walter Leslie Wilmhurst, și Legendele, miturile și simbolurile francmasoneriei, de Albert McKee. Invitații noștri din această seară, domnul Claudiu Ionescu, directorul revistei Forum Masonic, domnul Vasile Zecheru, doctor în economie, cadru universitar și coordonatorul colecției Artă Regală, care ne va povesti puțin mai târziu despre importanța acestei colecții în ceea ce înseamnă spiritualitatea și înțelepciunea omenirii, a umanității.
Masoneria susține că există o cale de viață superioară și mai tainică decât aceea pe care călcăm de obicei și că atunci când lumea noastră exterioară nu ne mai este nouă suficientă, își pierde atracția pentru noi și se dovedește, cum am spus, insuficientă pentru împlinirea nevoilor noastre cele mai adânci, vom fi siliți să ne întoarcem sau să ne reîntoarcem în noi înșine, să batem la ușa lumii noastre interioare. Pentru această lume interioară și pentru calea care duce la ea, masoneria ne promite lumina, ne trasează jaloanele și arată condițiile care ne permit progresul. Acesta este singurul mesaj și singurul scop al masoneriei. Titlurile pe care, să spunem că va insista domnul Vasile Zechieru, aș face o scurtă trecere în revistă a celor 6 titluri care au apărut până în momentul de față în colecția Arta Regală. Este vorba despre Misterele Artei Regale de Oswald Wirth, Francmasonerie și Compania Naș de René Guénon, Ortodoxia Masonică, Istorie, Rituri, Doctrine de Jean-Marie Lagon, Istoria francmasoneriei de Albert McKee, iar în curs de apariție la editura Herald, în această colecție, Simbolismul masoneriei sau masonerie mistică și Marile Misterii ale Antichității, deci Wirth de Wieberg. De asemenea, aș mai aminti o carte foarte importantă pe care o vom lansa alături de Masoneria și Înțelesului Tainic la Târgul de Carte Gaudeamus, care se apropie, adăpate la ușă, în perioada 14-18 noiembrie și cu această ocazie reiterez invitația către dumneavoastră, către cititori, de a fi alături de noi la evenimentele pe care le vom organiza în această săptămână. Este vorba despre Cartea Morala și Dogma Ritului Scoțian Vechi de Albert Pike. Îi dau cuvântul domnului Vasile Zechieru ca în calitate de coordonator al colecției Arta Regală să ne spună câteva cuvinte despre această colecție, despre semnificația și despre importanța ei și apoi, bineînțeles, să procedem la înțelesurile tainice, exact cum spune și evenimentul, la miturile, legendele, ritualurile, simbolurile atât de evidente ale francmasoneriei. Vă spun și eu bună seara și bine ați venit la evenimentul nostru. Cred că înainte să pornim la drum, ar fi bine să mulțumim gazdei noastre, editura Herald, pentru acest minunat prilej de a ne întâlni în jurul unor cărți extraordinare. Colecția, de asemenea, să mulțumim și gazdei noastre, editura Humanitas, care ne găzduiește la o librărie așezată în centrul orașului, lângă Cismigiu. Câteva cuvinte despre colecție. Colecția a pornit în decembrie 2015, așa cum pornește orice lucru important în lume, printr-o discuție. O discuție pe care am avut-o atunci, înainte de Crăciun, cu Aurelian Scrima. Și, practic, atunci am cărănat drumul acestui periplu prin cărțile importante ale masoneriei. O parte din ele au mai fost editate, așadar ele sunt acum reeditate, dar cu un aparat critic mai elaborat și cu un mecanism de o lentilă pusă în față pentru orientarea cititorului, un cuvânt înainte, o prefață. Autorii sunt toți celebri, toți au fost membri ai fraternității universale numită, cunoscută de noi sub numele de masonerie. Unii dintre ei au fost chiar adevărate biblioteci ambulante, aș putea spune, enciclopedii pe două picioare, cum este cazul lui McKay, cel care
ne dă această lucrare pe care o prezentăm în această seară. McKay are și o carte intitulată chiar așa, Enciclopedia Francmasoneriei. De fapt, o amplă monografie, n-a fost tradusă în limba română, are vreo 819 de pagini, care este perfect viabilă și din care avem atâtea de învățat. Este, practic, un dicționar explicativ al termenilor folosiți în masonerie. Pentru început, eu m-aș opri aici. Aș vrea să cer scuze pentru cel de-al treilea invitat, Bogdan Dumitrache, care din motive obiective lipsește în această seară. Și dacă îmi permiți, Sorin, o să spun câteva cuvinte despre acești doi invitați. În primul rând, despre Claudiu Ionescu, prietenul meu, este directorul revistei Forum Masonic, un intelectual rasat, suflet mare, spirit ales și strălucește prin faptul că și-a construit în timp de 20 de ani un portofoliu relațional în lume, în lumea masonică, mai ales în lumea anglosaxonă, în Marea Britanie și Statele Unite, absolut remarcabil acest portofoliu de relații. Vorbește despre această poziționare a sa, numeroasele interviuri pe care le-a luat unor personalități din lumea masonică, ele sunt publicate în revista Forum Masonic și o puteți vedea și dumneavoastră pe internet, din câte știu. Despre Bogdan Dumitrache vă pot spune că este un înalt funcționar public, doctor în științe medicale, jurist. Este unul dintre cei doi candidați eligibili la funcția de mare maestru al Marii Loji Naționale din România. Îi dorim succes și suntem alături de el, ne punem speranțe în candidatura lui, în sensul că lucrurile se vor schimba, poate, în spiritul celor pe care le vom discuta noi în această seară. Pe Sorin Lucaș nu-l mai prezint, se prezintă singur. Despre mine a spus câteva cuvinte Sorin. Vă mulțumesc dacă am dat. Prima întrebare pe care vreau să-i adresez domnului Claudiu Ionescu, legat de cele două cărți pe care noi le lansăm și despre care vom discuta în această seară, Masoneria și înțelesul ei tainic și legendele, miturile și simbolurile francmasoneriei. Aș vrea să-l întreb pe domnul Claudiu Ionescu cine a fost până la urmă William Leslie Wilmes Hurst, autorul cărții despre care vă vorbeam mai devreme, și ce putem spune despre opera sa și timpul în care el a trăit și a creat pentru noi toți, indiferent dacă suntem sau nu masoni. Bună seara, domnilor și domnilor! M-a copleșit Vasile Zecheru spunând de străluciri și alte chestii. Mă rog. Ce să vă spun? William Hurst a fost un mason englez preocupat de masonerie, preocupat de ceea ce este dincolo de ritual. Cartea asta, Masoneria și înțelesul ei tainic, pe care vă recomand cu căldură, e o carte sinceră. E nevoie de mersul editurii Herald, pentru că în vremurile noastre sunt foarte multe teorii ale conspirației. Ori William Hurst, precum ceilalți autori traduși și publicați de Herald, merg dincolo de fantasticul ăsta, mamă, masoneria, de scenarii. Cartea asta lui Walter Leslie cu William Hurst consider că face parte dintre lucrările fundamentale despre craft. A fost scrisă în 1922,
la 33 de ani de la inițierea sa în masonerie, într-o manieră foarte sinceră, după cum am spus, și pune accentul pe faptul că mesajul masoneriei este profund spiritual, dincolo de simboluri. William Hurst a scris 4 cărți, doar 4, și a publicat mai multe articole în revista Ocultă, așa se chema. Cele 4 cărți ale lui sunt The Meaning of Freemasonry, deci înțelesul masoneriei, Ceremonia Inițierii, Ceremonia Trecerii la gradul al doilea, The Ceremony of Passing, înseamnă ridicarea la gradul de calfă, de companion, și Masonic Initiation, inițierea masonică. A fost inițiat în masonerie la 11 decembrie 1889. O lună mai târziu a devenit calfă, deci a obținut gradul al doilea, și o lună mai târziu, deci în februarie 1890, a devenit maestru mason. A deținut diverse funcții în masoneria britanică, culminând cu o decorație dată de United College of England, și anume cu Assistant Grand Deacon of Ceremony. Această distinție face parte dintr-o serie de distinții care se dau celor care s-au remarcat în viața masonică. Un necunoscător spune, aha, deci a fost mare maestru ceremonii, asistentul mare maestru ceremonii. Nu, toate astea cu past înseamnă o recunoaștere a activității masonice. Deci în 1929 a primit acest rang, decorație masonică, a murit pe 22 iulie 1939. Ce să vă zic, citiți cartea. Chiar vă va plăcea pentru că e sinceră și dacă o citiți cu sufletul deschis, vă veți da seama că masoneria e, o citesc acum pe cel care a semnat pentru mine acum 21 de ani să acced în masonerie, Horia Nestorescu Sportivești, masoneria e un mod de viață. Deci, vă invit să citiți cartea. Mulțumim domnului Claudiu Ionescu. Puțin mai târziu ne vom întoarce la această carte. Aș vrea să îl întreb pe domnul Vasile Zecheru, referitor la cartea Legendele, miturile și simbolurile francmasoneriei, cine a fost Albert McKee, pentru că a fost o personalitate marcantă în epocă, a fost un mare savant, are și o istorie de viață foarte, foarte interesantă. Ce puteți spune despre opera lui Albert McKee și epoca în care el a trăit și, practic, intrarea în masonerie, cum i-a schimbat lui parcursul vieții? Pentru că, la un moment dat, viața lui a luat-o cu totul altă traiectorie. Vă spun o poveste, așa cum îndeamnă și Sorin. O simplă poveste. McKee a fost un aristocrat prin naștere. A avut beneficiu unei educații alese, a trăit într-un mediu select, a învățat foarte bine limba engleză, citea în limba latină, a devenit medic, ca să scurtez un pic parcursul, în orașul lui natal, Charleston. S-a născut în 1807. Și cadrul didactic universitar, în paralel, făcea și medicină, era practicant și era și profesor universitar. În ambele domenii a excelat, a făcut performanță. Cu toate acestea, abrupt, la vârsta de 38 de ani, a schimbat cursul vieții lui și s-a dedicat exclusiv masoneriei. Practic, și-a părăsit cariera și a trecut cu arme și bagaje la masonerie, unde a devenit ierarh. Ierarh înseamnă nu ceva special, ci, să spunem așa, un administrator al treburilor publice, obștești ale masoneriei. Rezolva probleme de corespondență, era mare secretar.